Primarul Comunei Roseți, Nicolae Rășnoveanu, a făcut o scurtă trecere în revistă a proiectelor aflate în plină derulare în localitate. Edilul ne-a vorbit despre stadiul lucrărilor aflate în implementare în cadrul unităților de învățământ și măsurile ce vor fi luate pentru începerea noului an școlar în condiții optime. În ce stadiu se află proiectele în derulare în momentul de față și ce noutăți aveți? Pe modernizare străzi. Adesea o luăm în ordine. Extinderea rețelei de canalizare, menajeră și modernizarea gospodării de apă, înființarea celor două furaje și reabilitarea rețelei de distribuție de apă, valoare 7.274.901, cu termen de finalizare 27.08.2021, lucrare în derulare, ieri am predat amplasamentul și urmează să o finalizăm și să începem lucrurile să o finalizăm. 2. Reabilitare, modernizare, școală gimnazială Ancu Roseti, Comuna Roseti, județul Călăraș. Aș merge cu dumneavoastră, în valoare știți foarte bine, 5.416.275, termen de finalizare 25.09.2020, anul ăsta, s-a mai prelungit tragerea cu încă 4 luni de zile. Din cauza coronavirusului, din cauza acestei epidemii, așa este, au îngetat motoarele și am fost nevoit să terminul să decaleze. Lucrare în derulare, să lucrează. Două corpuri de școală s-au aproape finalizate, sperând ca până la începerea anului școlar să fie gata, definitiv. E vorba de corpul de școală de și e. Nu vă ascund că în sector corpul e de școală va arăta, va fi un corp de școală excepțional de frumos. La finalizare chiar aș veni să vedeți ce s-a putut realiza într-un timp foarte scurt. Calitatea lucrărilor alaltă, ieri am discutat cu proiectantul, a venit aici. Eu sunt mulțumit de lucrare. Față de ce a fost, să pune problema. Vor fi condiții așa cum ar trebui să fie condițiile pentru ca activitatea de învățământ să deruleze cum trebuie. Am început de două săptămâni de zile și cu corpul de școală A, adică corpul de școală cu P+1, unde va desfășura activitatea nouă săl de clasă, nouă săl de școală. Sper să se finalizeze până la începerea anului școlar, chiar dacă nu se termină exteriorul, dar interioarele trebuie să termine. Valoric, nu stăm rău cu derularea lucrărilor. Sperăm să finalizăm și să ne închidem așa cum trebuie. Pot să fie probleme cu celelalte două corpuri de școală, cu corpul B și C, unde lucrările vor fi executate în perioada anului școlar. Să vedem cum ne comasăm învățământul în așa fel încât să deruleze normal. O să facem în așa fel încât grădinița să desfășoare și în program după amiază, ca să putem să descongestionăm sălile de clasă unde am avut grădiniță. Că nu vă ascund, sunt copii foarte mulți și spațiile de învățământ sunt puține. Dar o să rezolvăm, poate anul ăsta promovăm un proiect și pe grădiniță. Ne trebuie neapărat executate încă două săli de grădiniță și descongestionăm spațiile astea pentru școală. În așa fel încât să pot să primesc licența și pentru cele două corpuri de școală unde am avut grădinițe. Iar la grădiniță să facem un after school pentru că am clasele destul de mari și putem să ne desfășurăm activitățile și de dimineață și după amiază în cel puțin 4 clase.
rezolvăm treburile, dar trebuie făcută și bucătăria a fost și trebuie neapărat rezolvate toate treburile, modernizate, făcute așa cum trebuie și poate putem să rezolvăm și această treabă, pentru că sunt foarte multe familii unde atât tata cât și mama au, amândoi părinții au serviciu și lucrează, sunt angajați. Modernizare drumul de interes local în comuna Roseți, valoarea de 5.378.182, termen de finalizare 10.10.2020, este rezolvată de aproape două săptămâni de zile, s-a finalizat lucrările, am făcut recepția, adică n-am făcut recepția, am convocat comisia de recepție și se recepționează lucrările, am terminat și această lucrare definitivată. Construirea teren de fotbal pentru antrenament, vestiare, împrejmuire și iluminat, 880.711, e în fază de achiziții, se derulează proiectul așa cum trebuie să deruleze. Asta e situația. Legislația țării nu permite decât a se executa în felul ăsta. Construire sală de sport, comuna Roseți, asta este în valoare 6.534.491, dar această lucrare, știți foarte bine, e coordonată direct de CNI și foarte bine, foarte bine că se întâmplă așa. Dar e mai încetinel, nu știu ce se întâmplă, era până în fază de licitație mai realată, nu. Dar în fază de licitații să primeau ofertele pe SEAP. În rest, pentru gaze, înființare rețea de gaze în comuna Roseți, suntem în fază de SF, modernizarea iluminatului iar în fază de SF, introducere, extindere rețea de distribuție apă, tot la fel în fază de SF, această lucrare va fi făcută în scopul de a alimenta cu apă acea suprafață pe care avem prevăzut planul de lătizare în vederea a trebui tinerilor în comuna Roseți suprafețele necesare pentru a-și construi locuință, cei care fac obiectul legii 15. Și nu sunt puțini, nu vă ascund, la ora actuală avem peste 20 de solicitări pe care trebuie să le rezolvăm. Este rezolvată acolo în zonă numai problema tramei stradale, sunt două străzi executate, asfaltate. Una mai de mult timp și am profitat de această treabă și una pe care am executat-o acum o dată cu cei 9 km 500 pe care i-am executat acest an. Sper ca până în iarnă să execut rețeaua de apă și poate ne ajută Dumnezeu și începem și lucrarea de distribuire energie electrică. Și cele trei utilități necesare vieții, adică tramă stradală, apă și energie electrică, să poată să rezolve problemele acum, privind viața acestor tineri care vor face obiectul legii 15 și își doresc să-și facă o locuință acolo. V-am mai spus și cu alte ocazii că sunt foarte mulți tineri din Roseți care lucrează în străinătate, ei agonisesc acolo o sumă de bani și scopul lor este de a face o casă la Roseți. Pentru asta, eu i-am admirat întotdeauna, cu toate că s-au discutat fel de fel de prostii, i-am admirat pe oamenii ăștia și odată ce le vom atribui locuri de casă, o să-i facem să rămână locul și să-și vadă de familie, pentru că asta e situația, ce să zicem. Dacă reușim să demarăm și cu parcul industrial, apoi vor avea locuri de muncă aici și nu vor mai pleca în străinătate. Pentru asta mă zbat în continuare. Să vedem, avem niște promisiuni, să vedem dacă se rezolvă și sper că în mandatul ăsta să se rezolve și aceste probleme.
Eu, ce să vă spun, întotdeauna am căutat să fiu omul care să execut exact ceea ce am promis și ceea ce și-au dorit și oamenii în Comuna Roseți, cetățenii în Comuna Roseți, și aceste dorințe ale lor sunt reflectate în strategia de dezvoltare a localității, care știți foarte bine, s-a făcut executat sondaj la nivel, urma unui sondaj la nivel de localitate. Ei trebuie să aibă încredere în mine că o să duc la bun final tot ceea ce ne-am promis. Fără discuții trebuie făcut. Despre platforma de gunoi ce ne puteți spune? Platforma de gunoi, aș fi dorit un lucru, ca guvernul să ne permită a promova un proiect pe vreunul din programe, în așa fel încât să executăm o platformă de gunoi ecologică, și pentru că aici sunt foarte multe, foarte multe animale, chiar cele mai multe animale pe raza Călăraș Fetești. Să putem să depunem gunoiul de grajd în bună ordine și să fie folosit normal de cei care lucrează pământul. În momentul de față, la nivelul localității, faceți distribuirea ajutoarelor alimentare și ajutoarelor cu produse de igienă? Da. Să distribuie aceste produse pentru cei care fac obiectul acestui program. Sunt și aici sunt cei incluși, au dosar la legea 416, persoanele cu handicap și cei cu alocație suplimentară. Noi suntem obligați, dar să le atribuim, și ăsta e program al Uniunii Europene. Cu asta s-a terminat. Câți beneficiari aveți în localitate? Păi nu știu pe toți, dar sunt în jurul la aproape 2000. Da. La 416 a scăzut numărul de beneficiari? Sau? Da. Păi nu mai am. La 416 nu mai am decât vreo 40 de dosare și alea sunt oameni care într-adevăr trebuie neapărat să beneficieze de această lege. Deci sunt oameni care fac obiectul acestei legi. Sunt oameni care au împlinit, spre exemplu, o vârstă de peste 65 de ani. Au lucrat în fel de fel de locuri, pe diferite activități, nu sunt stare să-și adune vechimea. E greu de adunat. Am înțeles, cei care lucrează au lucrat pe la Iase, trebuie să adreseze pe undeva, pe la Brăila, pe la Galați. Oamenii nu știu de capul lor, au rămas fără niciun fel de venit. Eu muncit toată viața, că de fapt nu poți să stai cu mine însă în o viață întreagă, să nu produci nimic. Că n-ai cu ce trăi, nu? Sunt și oameni care sunt bolnavi și au certificate medicale pentru în acest scop. Nu pot practica nicio muncă, nu au de lucru, de fapt, nici toți cei care sunt sănătoși. Dar pe ăștia bolnavi nu-i primește absolut nimeni la muncă. Indiferent ce legi am dat în punct de vedere social. Asta e situația. Deci, aș vrea să înțelegeți că toți cei 41 de dosare, am undeva eu aici, fac obiectul acestei legi. Sunt anchete sociale efectuate, nu au venituri. La această lege a venit completarea încât fiecare om care
care face obiectul 416, are dreptul să lucreze câteva zile pe an. Eu cred că este foarte binevenită. De ce? Mai câștigă, poate să câștige un ban lucrând, eu știu, sporadic, cu ziua, ca muncitor zilier, eu știu, printr-o altă parte. Uh-huh. În felul ăsta își mai completează puțin veniturile. Și eu cam atât am avut de spus despre acești oameni. Se derulează acest program, se derulează cum trebuie, nu sunt probleme. Sunt și oameni care nu înțeleg că, de fapt, aceste ajutoare sunt date de Uniunea Europeană, tabelele ne sunt transmise. Deci v-am spus, aceste ajutoare să fie înțeleasă treaba, nu le dă nici guvernul, nu le dă niciun partid politic, ci primăria, dar le atribuie, le distribuie.